După 35 de ani de așteptare, Teatrul Lucia Fărău din Iași va fi reabilitat. Clădirea se află într-o stare avansată de degradare și are nevoie de reparații capitale atât la interior cât și la exterior. În prima fază, Consiliul Județean Iași intenționează să aplice pentru un proiect prin Programul Național de Reziliență și Redresare pentru a putea demara lucrările la rețeaua energetică a Teatrului Lucia Fărău. Valoarea lucrărilor a fost estimată acum câțiva ani la 2,3 milioane de euro. Clădirea Teatrului Lucia Fărău din Iași a fost construită în perioada 1979-1986 în zona centrală a orașului Iași. În ultimii ani, clădirea nu a mai fost reabilitată din cauza lipsei finanțării. În prezent, aceasta are o uzură avansată, iar degradările au fost identificate atât la interior cât și la nivelul elementelor de finisaj. Primele demersuri ale noastre, ale Teatrului Lucia Fărău, datează din anul 2013, deci au o oarecare vechime. Să precizăm pentru telespectatori că legislația românească presupune, înainte de începerea efectivă a lucrărilor, o serie de etape birocratice care nu pot fi sărite, că Teatrul Lucia Fărău din Iași are nevoie de o reparație capitală, se vede cu ochiul liber, nu trebuie să fii un specialist ca să-ți dai seama de acest lucru și, firește, nu putem decât să ne bucurăm și să așteptăm cu nerăbdare să vedem schelele instalate în exteriorul clădirii. Specialiștii spun că starea de degradare a apărut din cauza infiltrațiilor de la precipitații. Din punct de vedere energetic, clădirea este costisitor de întreținut datorită lipsei măsurilor de reabilitare energetică adecvate. Prima etapă ar însemna reabilitarea termică a clădirii. Despre această etapă este vorba în hotărârea de Consiliu pe care ați menționat-o și cel mai devreme, cred, va însemna anul viitor, pentru că, repet, sunt acești pași birocratici care nu pot fi săriți. Dar e minunat să începem. Proiectul care urmează să fie depus prin PNRR are o valoare de 18,7 milioane de lei.